Sfârșit tragic pentru o româncă de 23 de ani aflată în vacanță în Thailanda. Tânăra a murit după ce a încercat să-și facă un selfie la o cascadă. Fata a alunecat și s-a lovit puternic la cap. Tânăra ar fi alunecat, iar în cădere s-a lovit cu capul de stâncile de la un nivel inferior al cascadei. Tânăra era în vacanță împreună cu un prieten pe insula Koh Samui și a vrut să-i facă un selfie la cascadă, când a alunecat și a căzut în gol. Incidentul s-a petrecut sâmbătă în jurul orei 15. Primarul districtului a declarat pentru presa thailandeză că mai multe echipe de salvatori au fost trimise la fața locului. Medicii au constatat că tânăra deceda în urma căzătorii. Prietenul ei le-a spus salvatorilor că ea făcea o fotografie pe marginea celui de-al patrulea nivel al cascadei, alunecat și a căzut, lovindu-se cu capul de o stâncă de la al doilea nivel. Ulterior, salvatorii au constatat că tânăra avea răni grave la cap. Turista avea cetățenie română, dar locuia în Austria. Era de câteva zile în vacanță în Thailanda și era cazată în partea nordică insulei. Trupul ei a fost dus la spital pentru o examinare post-mortem. Pe 14 noiembrie 2019, un turist francez de 30 de ani a murit căzând la aceeași cascadă în timp ce încerca să-și facă un selfie. În zonă există mai multe panouri care îi avertizează pe oameni cu privire la pericolele existente, spune presa thailandeză.